Revenind la celebrul concert, iată-l pe Oșanițchi conducând o orchestră formată cu cei mai mari muzicieni ai țării. În spate apar vechii săi colaboratori, Johnny Răducanu la bas, Wolfgang Güttler la contrabas, Radu Goldiș la chitară. Printre suflători sunt de remarcat Ștefan Berindei și Dan Mândrilă, iar în stânga bateristului Ron Rulli, percuționistul Eugen Gondi. J'attends mes clairs de rire à mes 20 ans, mais ne recalme mes tempêtes. Car sans toi, ma vie s'arrête et je t'attends. Je que tu viennes, qui que tu sois, de je t'attends. Toi, revins que nuit, quel est ton nom, quel est ton but avant de Sprincene pe muntele, lunghi si și răsăritele. Spune-ți în hona foată, bate-ți spraci cu șoată, dragă miste dragostea, care nu ce duci da. Thank you.
mare, pe cât lumea sare, mică pe cât lacrima. Dacă în emisiunea trecută a fost abordat dublu concert pentru pian, saxofon tenor, orchestră simfonică și big band înregistrat în fosta Germanie Democrată la Leipzig, iată acum mărturii despre alte colaborări cu muzicienii străini cu care a cântat Richard Oșanițchi, precum și explicația reușitei sale de a pleca peste... Din nou ciudat și prin coincidență, la nivel oficial, singura recunoaștere în România a lui Richard Oșanițchi a venit cu adevărat atât în viață cât și postum, nu de la București sau Timișoara, ci de la Iași, un oraș cu care nu a avut mari legături. Toate celelalte inițiative de reamintire a figurii muzicianului au aparținut unor prieteni, colaboratori sau redactori muzicali și nu instituțiilor culturale. True.